Pepe trăiește cele mai frumoase clipe din viața lui. Se iubește și se simte iubit. Trăiește alături de Raluca o dragoste de senzație. Luna de miere a fost frumos și acolo m-am antrenat. A fost frumos, serios. Păi da, a fost relaxant. Am stat doar la plajă. Am prins până și micul dejun. Am fost și la sală. E bine, m-am relaxat, mi-am încărcat bateriile. Chiar dacă se iubesc ca în prima zi, Pepe și Raluca nu merg la toate evenimentele împreună. Raluca trebuia să vină și ea cu mine în seara asta. A ieșit puțin cu fata la un loc de joacă pentru copii, s-a mai întâlnit cu două prietene și a spus: du-te tu cu băieții, simțiți-vă bine până la urmă. Da. Băieții cu băieții și fetele cu fetele. Am fost, când a câștigat Alex titlul mondial, am fost alături de soție. E fană Alexandru Niță, are fotografii cu el postate pe contul de Facebook și nu numai. Dar astăzi am venit cu prietenii, și cu fratele, și cu tata, și cu socră-mi, și cu cumnată. Cine te iubește mai mult decât mine? Are trei pasiuni în viață: familia, muzica și sportul. Pepe nu se laudă. Sportul este doar un hobby. Meciul demonstrativ o să-l facă Alex, pentru că va fi o demonstrație de tehnică, calm, forță și răutate totodată. Eu oricând mă pot întâlni cu Alex și cu frații lui, care și ei la rândul lor au făcut performanță în sporturile de contact, și am foarte mulți prieteni care au făcut performanță și oricând pot face un antrenament de plăcere. Ei sunt campioni, ei sunt cei mai buni, noi am venit să-i aplaudăm. Adoră sporturile de contact, însă doar ca spectator. Pepe a fost la cea mai tare gala a finalului de an. Nu am cum să mă țin departe de ring, îmi place competiția. Dacă eu n-am apucat să fac carieră în sport, atunci vin să susțin sportivii adevărați și mai ales un campion mondial. Am fost alături de Alex Niță și la antrenamente, am fost alături de Alex Niță și când a devenit campion european, am fost în colțul ringului și când a devenit campion mondial, iar acum își apără centura și poate deveni dublu campion mondial.